Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? E gravidă Mona mea, iar contracepția... Ați văzut ce despre contracepție asta, micul și priceputul, că păi nu-l crede. Ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită Mona, nu știu, Doamne, ce... Sunt Dragoș și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care găsești informații medicale de calitate, validate de specialiști și explicate pe limba ta. Pentru că Mona, care nu-i frățica mea, am glumit, a călcat pe bec, o să-mi fac pomană cu ea și o să-i prezint câte metode contraceptive există. A, avem, ia uite, și o listă. Metoda calendarului. Ha, 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 e cea mai veche metodă de predicție a perioadei fertile a unei femei. Și... cu cea mai redusă eficiență. Poate doar cele cu un ciclu menstrual regulat s-ar putea încrede cât de cât în această metodă. Și asta după ce timp de luni bune măzgălesc filele calendarului, încercuind, bifând și calculând pentru a identifica perioada fertilă. Cele cu un ciclu neregulat nu se pot baza nici de cum pe calendar. Poate, eventual, să noteze pe el data probabilă a nașterii. Ai auzit, Mona? Aha! Prezervativul. Popular, ieftin și eficient. Asta dacă este folosit corect. Altfel, degeaba deghizarea și marchezi polenizarea. Cele mai frecvente greșeli de utilizare care îi pot anula meritele sunt folosirea unui prezervativ nepotrivit ca mărime sau expirat, folosirea unui obiect ascuțit sau a dinților pentru deschiderea ambalajului, rularea greșită sau omisiunea de a lăsa un spațiu în vârful acestuia. Prietenii știu de ce. Dacă se întâmplă, și se mai întâmplă, ca în timpul folosirii să se producă o deteriorare a prezervativului, ori să alunece de la locul lui, se va apela la contracepția de urgență. Sau la căutarea de nași. Spermicidele. Spermicidele sunt metode contraceptive locale pe bază de substanțe chimice care distrug spermatozoizii și intențiile lor. Terminator, enemy to all semen. Spermicidele sunt sub formă de ovule, supozitoare, tablete, creme, geluri sau foițe. Pilula de a doua zi. Asta e contracepția de urgență. O pastilă cu o concentrație mare de estrogen și progesteron, care întârzie sau suprimă ovulația în luna respectivă, eliminând riscul unei sarcini nedorite. Dar se ia a doua zi. Măi, Mona, nu când îți aduce aminte. Pastilele contraceptive. Monohormonale, cu progestogen sau combinate, estrogen și progesteron. Pastilele contraceptive inhibă eliberarea ovulelor din ovale, încă o dată. Pastilele contraceptive inhibă eliberarea ovulelor din ovare. Îngroașă mucusul cervical și taie calea spermatozoizilor pe cavitatea uterină și trompele uterine. Ceva de genul, pe aici nu se trece. Bravo, mă, că la mama de băie deștept ca tine nu zice nimeni. Zi mai departe. Steriletul. Cea mai utilizată metodă de contracepție, steriletul, este un dispozitiv intrauterin care are forma literei T și poate fi din cupru sau hormonal. Cel din cupru provoacă o reacție inflamatorie la nivelul mucoasei uterine, împiedicând implantarea ovulului fecundat în uter. Iar cel hormonal eliberează continuu un hormon derivat din progesteron. Inelul vaginal. Da, Mona, inel, dar din plastic și nu pentru deget. Se poartă în vagin timp de 21 de zile pe lună, perioadă în care va elibera în mod constant hormoni care previn instalarea unei sarcini. Domnul Bitman, nu mai aveți vreun inel? Diafragma. Diafragm este un mușchi care participă la funcția respiratorie. Diafragma este un dispozitiv cu aspectul unui, să zicem, căpăcel de silicon care acoperă colul uterin și împiedică spermatozoizii să-și facă drum spre ovul. Se folosește prin inserarea înaintea contactului sexual, fiind cum ar veni corespondentul feminin al prezervativului. Eu sunt Dragoș și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, la care te invit să te abonezi și în online să ne urmezi. Îți voi vorbi imediat despre câteva metode contraceptive foarte moderne, dar
și despre unele definitive. Și la final avem în scripturi și 3 demolări de mituri. Plasturele hormonal, cu eficiență foarte ridicată, între 99,4% și 99,7%. Iubi! Plasturele hormonal conțin aceiași 2 hormoni ca și pilula contraceptivă, doar că aceștia ajung în fluxul sanguin prin piele, nu pe cale digestivă. Plasturele este discret. Are culoarea pielii și se aplică fie pe abdomen, fie pe fesă, pe spate sau pe umăr sau în nas. Trebuie avută grijă să fie înlocuit după 7 zile. Contraceptivul injectabil. O înțepătură de ac pe lună sau odată la 3 luni, în funcție de produsul recomandat de medicul ginecolog. Va lua grija unei sarcini nedorite pe respectivele perioade de timp. Implantul subdermic. Da, sună ca într-un film SF, dar nu e. Implantul subdermic constă în inserarea în zona superioară a brațului sau antebrațului în cadrul unei proceduri chirurgicale minore, efectuată sub anestezie, a 6 capsule moi din cauciuc siliconic sau a unui bețișor subțire conținând progesteron. Acesta va fi eliberat constant în organism și va modifica funcționarea normală a ovarelor. Ligatura tubară. Măi băiete, mă super să știi. Sau legarea trompelor. Este o metodă permanentă de contracepție la care se apelează atunci când femeia nu-și mai dorește copii sau decide împreună cu partenerul că nu mai vor să devină părinți. De asemenea, este o metodă folosită în cazurile în care o sarcină ar pune în pericol viața femeii sau atunci când între parteneri nu există compatibilitate genetică. Vasectomia. Așa cum la femei este legarea trompelor, așa este la bărbați vasectomia. O metodă contraceptivă permanentă ce constă în sigilarea canalelor deferente. Procedura nu afectează nici libidoul și nici performanța sexuală. Și este o decizie cât se poate de personală. Iată și cele mai rezistente 3 mituri despre contracepție. 1. Atunci când iei anticoncepționale, trebuie să faci pauză. Stop! Stop! Aici am vrut să ajung. Organismul ia deja pauză în fiecare lună, în zilele de menstruație, când nu se administrează anticoncepționale. Așa că nu sunt necesare alte pauze. 2. Anticoncepționalele îngrașă. Nu știu, eu nu-ți cunosc părinții, dar despre tine am auzit că ai fost premiat în liceu. Fii atent la ce spun. Nu, mâncarea îngrașă. E adevărat că la unele femei se poate observa o ușoară creștere în greutate, dar este cauzată de faptul că estrogenul determină reținerea apei în organism. 3. Pilulele contraceptive afectează fertilitatea. Nu că poate să nebunesc. Este o credință populară, numai bună să dispară folosirea pe termen lung a pilulelor contraceptive, nu determină infertilitate și nu există nicio legătură între aceste două aspecte. Eu sunt Dragoș și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Abonează-te cu un simplu click pe clopoțel și urmărește-ne pentru că mai avem o mulțime de subiecte interesante care te vor da pe spate!